Așa cum se menționa și la început și mai apoi, repet, epistola este, pe de o parte, destinată apărării credinței creștine împotriva apostaților. Pentru că, în general, poate fi un termen cu dificultate de înțelegere, pentru că uneori lucrul acesta este înțeles greșit. Eu am să citesc cel puțin un text din Scriptură, nu e singurul, din a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10, care spune așa, partea a doua. Cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Deci, repet, pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Deci oameni care pentru început se apropie de adevărurile Evangheliei, pătrund în biserică, în biserica mă refer ca număr de persoane, poate că ascultă la început lucrurile Evangheliei, dar mai apoi oamenii aceștia, pentru că nu primesc, așa cum spune cuvântul, dragostea adevărului sau credința mântuitoare, e bine, oamenii aceștia, apoi mânați de un duh al celui rău, vor căuta să răstălmăcească fie adevărul ale cuvântului lui Dumnezeu, sau vor căuta să răstălmăcească viața de credință. Apostazia poate fi o chestiune de învățătură, deci o învățătură greșită, care fie neagă dumnezeirea Domnului Hristos, neagă poate faptul că a fost și Fiul al omului, neagă puterea mântuirii lui Dumnezeu și așa mai departe, neagă atributele lui Dumnezeu, fie apostazie morală, și anume o viață care nu reflectă mântuirea lui Dumnezeu. O viață ușuratică, uneori o viață, sau de cele mai multe ori, o viață de păcate personale ascunse, sau chiar o viață de păcate publice. Aceștia sunt cei pe care cuvântul lui Dumnezeu, într-un alt termen, sigur, îi arată cei care duc suflete în rătăcire, cei care amăgesc și pe alții, cei care învață într-un mod greșit, aceștia sunt apostații. Repet, oameni nenăscuți din nou, oameni care au fost în preajma adevărului, dar n-au primit adevărul și mai apoi devin instrumente active ale celui rău. Probabil că de-a lungul meditațiilor noastre se va mai reveni și se va extinde, ca dacă vrem, exemplul acestei împotriviri, repet, care a apărut încă din întâiul secol și care va ajunge această apostazie la apogeul ei spre finele creștinismului și, de asemenea, în perioada necazului celui mare. Acum am aici o întrebare sau, mă rog, o propunere. Frații care au pe inimă și lucrarea aceasta de cântare în adunare au o preocupare de înregistrare a unui album cu cântări ale fratelui Nicolae Moldoveanu, în vederea, așa, deci un album, fratele Nicolae Moldoveanu este cel care a compus mai multe mii de cântări, se pare între 6 și 10 mii de cântări. Acum, frații probabil că vor avea o anumită selecție și, ca orice lucrare de genul acesta, are nevoie și de susținere financiară. Aceia dintre noastre care au pe inimă sau care avem pe inimă lucrarea aceasta pot lua legătura cu fratele Adiel Miu și pot căpăta detalii pentru ca, într-adevăr, lucrarea aceasta extrem de necesară să poată fi realizată. Va fi un lucru, iarăși, spre slava lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, miile de cântări ale fratelui Moldoveanu au înălțat și vor înălța în continuare poate zeci de mii de inimi. Ele răsună din România până în Statele Unite și poate cine știe în ce colțuri ale pământului. Cântările fratelui Nicolae Moldoveanu. Acum, data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom mai fi pe pământ, frații vor urma să continue această studiere a epistolei. Acum să ne rugăm și apoi vom mai cânta o cântare.